Doamnelor și domnilor, bună ziua! Vă rog să luați loc. Bună ziua încă o dată. Mie îmi spune Vlad Gribincea, sunt președintele Centrului de Resurse Juridice și am o deosebită plăcere să vă avem pe dumneavoastră alături. Pentru persoanele, for English speakers, the translation will be on channel 1. Okay. On channel 2. Bună ziua, mulțumesc că ați venit alături de noi astăzi. Noi am dorit la Centrul de Resurse Juridice din Moldova să avem o privire de ansamblu asupra cum arată justiția din Republica Moldova în comparație. În comparație cu alte țări. Dar până a intra mai mult în detalii despre produsul nostru, eu aș vrea să mulțumesc Guvernului Suediei pentru contribuția la elaborarea acestui document. Fără asistența suedeză, elaborarea acestui document ar fi fost greu de realizat și bineînțeles că opiniile exprimate în acest document sunt opiniile CRJM și nu ale donatorului. Noi avem deosebită onoare să avem alături de noi pe doamna Anna Liberg, ambasadoarea Suediei în Republica Moldova. Am deosebită plăcere să ofer cuvântul de deschidere a acestui eveniment. Thank you. Thank you very much. And thank you for inviting me for this opening speech. Dear State Secretary, dear colleagues, I am really happy to be able to welcome you here today on this event, as you already were informed about, supported by Sweden. And I hope also that we will have interesting debates today and discussions around the conclusions to be presented by the team from the Legal Resource Center. Within the framework of the Swedish strategy for the development cooperation with Moldova, we strongly support justice reforms and rule of law initiatives, and initiatives that are being implemented by various stakeholders all over the country. And we see that the justice reform is one of the main priorities of the current government and the current parliament, and that we do welcome. We welcome this strong engagement and the strong commitment that we see today. We stand for improvements that will enhance access to justice for all and that will involve the justice sector professionals in a sustainable and in an inclusive way. And when implementing such a comprehensive and complicated systemic change as a justice reform is, it is always very important to have good knowledge about the needs and the needs to be addressed and about the relevant baselines. So today's event is exactly about this, to analyze the data related to the justice system administration in Moldova, to compare the Moldovan case with the other relevant countries, and to draw conclusions on what and how the issues related to the justice administration could be improved. And in first instance, the funds allocated to the justice sector, the personnel involved in the sector and its efficiency shall be assessed to identify the best solutions to develop the justice sector as a modern and a human rights-based one. We do hope that the conclusion from this report that has been presented will help the justice stakeholders to address these current weaknesses and gaps. Thank you. Thank you, Excellency. Potrivit agendei, ar trebui să vorbesc eu acum, dar nu cred că e bine să vorbesc înaintea doamnei secretar de stat, Veronica Mihailov-Moraru. E o onoare pentru noi să vă avem alături. Bună ziua tuturor! Am o deosebită onoare să vă revăd aici și să fac parte din panelul ce ține de cuvântul de deschidere la acest eveniment. Vreau să spun mulțumesc CRJM-ului pentru invitație.
Din partea Ministerului Justiției vreau să comunic că prin intermediul documentelor de politici adoptate pe parcursul ultimelor ani și a celor care se află în proces de elaborare, se ia în considerație și se asigură implementarea recomandărilor Comisiei Europene pentru Eficiența Justiției. Mai mult decât atât, potrivit planului de acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova pentru anii 2017-2020, aprobat de Comitetul de Miniștri la 17 ianuarie 2017, Republica Moldova și Consiliul Europei au convenit să conlucreze prin intermediul unor programe de cooperare în scopul consolidării capacității instituționale, ajustării legislației naționale și a practicii la standardele europene. Planul de acțiune a luat de asemenea în considerație constatările, recomandările CEPEJ din exercițiile anterioare de evaluare, fapt pe care Ministerul îl va efectua și în continuare. Cu privire la analiza justiției Republicii Moldova în cifre, o privire comparativă, am reușit să arunc o privire asupra acestuia și îl consider a fi un document foarte interesant și provocator sub aspectul concluziilor inserate și este un nou prilej prin prisma datelor actualizate de a atrage atenția asupra aspectelor pozitive și aspectelor negative. Ori numai prin metoda comparativă putem face niște concluzii cu privire la acele probleme, domenii în care să intervenim cu politici, modificări, schimbări în vederea consolidării eficienței justiției. Prin urmare, mulțumim CRJM-ului pentru efectuarea acestei analize și nu vreau să dau prea multe detalii. Cel mai mult mi-a atras atenția concluzia cu privire la faptul că în Republica Moldova cauzele în medie se examinează de aproape 3 ori mai rapid decât în țările membre ale Consiliului Europei. Deci s-ar părea că justiția se face cel mai repede după Azerbaidjan și Federația Rusă. Și cu siguranță ne punem întrebarea retorică, cum este asigurată atunci calitatea în raport cu situația din alte țări. Pe de o parte ne plângem că actul de justiție durează prea mult, dar pe de altă parte avem și pretenții de calitate. Cu siguranță și alte detalii urmează să aflăm. O zi frumoasă! Mulțumesc mult, doamna secretar de stat. Winston Churchill spunea că există minciuni, există mari minciuni și există statistică. Acest document este elaborat în baza datelor statistice, iar cineva spunea că da, într-adevăr, cu statistica e posibil de mințit. Dar e mult mai ușor de mințit fără ea. Noi am făcut acest document. În primul rând, pentru că noi eram singuri curioși să înțelegem unde se află Republica Moldova în comparație cu alte țări, că întotdeauna lucrurile se văd în comparație mai bine. Și am făcut acest document nu pentru noi, l-am făcut acest document pentru justiție. În primul rând pentru justiție, ca și ei să aibă o privire mai clară asupra cum merg procesele. Atunci când ești înglodat în rutina de zi cu zi, nu prea poți vedea întreaga panoramă. Am făcut acest document pentru autoritățile publice, pentru ca eventual, dacă cifrele din acest document impun anumite măsuri de politice, le să fie luate. Dar bineînțeles că cifrele nu sunt valori absolute. Ele sunt chestiuni încăpățânate, dar nu absolute. Cifrele doar pot să ne sugereze o anumită problemă, dar nu să o documenteze cu exactitate. Ea este premiza pentru o analiză mai profundă, eventual, atunci când este vorba de măsurile de politici. Faptul că avem o cotă mare din buget alocată justiției nu înseamnă că justiția nu mai trebuie să primească fonduri.
faptul că avem prea puțini judecători, statistic vorbind, nu înseamnă că lucrurile stau chiar așa, poate avem prea multe vacanțe care trebuie suplinite. Despre aceasta vom vorbi astăzi și analiza pe care o aveți în față a fost elaborată de către Victoria Vârschi, ea a generat datele, mulțumesc mult, Victoria, și analiza am făcut-o eu. Victoria va începe prezentarea cu informarea dumneavoastră despre metodologie, iar eu voi vorbi ulterior despre principalele constatări, iar după aceasta deja vom avea discuții pe acele cifre. Dacă îmi permiteți, eu o să ofer cuvântul Victoriei. Victoria, ai cuvântul pentru a prezenta metodologia. Mulțumesc, Vlad. Bună ziua! După cum s-a menționat, noi am făcut această analiză în baza datelor statistice. Scopul pe care l-am avut în această analiză a fost să facem o analiză a sistemului de justiție din Republica Moldova și nu doar o analiză a sistemului, dar o analiză în plan comparativ cu 45 de state membre ale Consiliului Europei. Am făcut această analiză pentru ca urmare a comparației datelor statistice să facem anumite concluzii pe care sperăm și considerăm că poate ar fi utile pentru cei care iau decizii la nivel de politici în domeniul justiției, că ar fi unele eficiente și ar fi unele necesare pentru a veni cu careva intervenții. Din ce ne-am informat și ce date am utilizat în această analiză? Deci, primele date au fost cele din raportul CPR pentru anul 2016. Deci, raportul a fost publicat în anul 2018, dar ca și an de referință a tuturor datelor care se includ în el sunt pentru anul 2016. Pentru anul 2018, date oficiale pe raportul CPR încă nu sunt publicate. Totodată am luat datele din Republica Moldova pentru anul 2018. Deci date pe anul 2018 în această analiză apar doar pentru Republica Moldova, nu și pentru celelalte state ale Consiliului Europei. Datele din Republica Moldova pe anul 2018 le-am luat din date oficiale, respectiv privitor la buget, din legea bugetului de stat pentru anul 2018, privitor la activitatea judecătorilor, procurorilor, avocaților și a personalului din instanțe și procuratură, din rapoartele de activitate prezentate de către CSM, Procuratura Generală și Uniunea Avocaților. Care au fost, deci ce date am comparat noi în această analiză? În analiză noi facem comparație dintre datele Republicii Moldova pe anul 2016 cu țările din fostul URSS. De ce am luat acest bloc de țări? Dat fiind faptul că aceste țări sunt cu o istorie mai apropiată de Republica Moldova și cu un context economic comparabil cu Republica Moldova. Deci aici am luat țările Armenia, Azerbaijan, Rusia, Ucraina, Georgia. La fel am făcut comparație cu țările învecinate. Aici este vorba despre România și Bulgaria. Am luat în studiu și o țară dezvoltată din Europa de Vest. Este vorba despre Germania. O țară cu un sistem de justiție dezvoltat și care ar constitui poate un reper sau o tindere pentru luarea concluziilor în această analiză. La fel am luat și media și mediana Consiliului Europei. Deci media Consiliului Europei a fost formulată pe un anumit aspect din suma datei pe aspectul respectiv împărțit la 45 de state. Deci am indicat și mediana în toate graficele, pentru că mediana ne arată niște date mai apropiate de rezultat,
dat fiind faptul că mediana împarte toate țările în două, țări cu cele mai mari valori și țări cu cele mai mici valori. Sunt înlăturate țările cu date extreme și atunci de aici poate fi excluse niște date mai apropiate și fără extreme pentru a putea fi comparate. Care sunt domeniile pe care noi le-am analizat în acest document? Deci primul este bugetul alocat pentru justiție. Aici noi am analizat cifrele reale, deci bugetul în cifre alocat în general, deci bugetul anual per fiecare țară și bugetul alocat pentru sectorul justiției. Cifrele sunt prezentate în euro, deci sunt preluate din raportul SPJ, evident, în euro și cele pentru Moldova 2018, la fel le-am convertit în euro. Pentru ca să facem o comparație mai exactă, am utilizat nu doar cifrele reale, așa cum ele sunt prezentate, dar și per cap de locuitor. Și aici trebuie să evidențiem și faptul că, comparativ cu 2016, în 2018, datele statistică pentru populație arată că numărul populației a scăzut foarte mult. De aici, un pic când o să fie prezentate pe fiecare aspect datele, este foarte important să atragem atenția că, raportat la numărul de populație, cifrele nu întotdeauna arată niște rezultate foarte comparabile, pentru că dacă în 2016 numărul populației a fost de 3,5 milioane, atunci în 2018 Biroul Național de Statistică a indicat că cifra este de 2,7 milioane. Deci numărul a scăzut foarte mult. Un alt aspect pe care, sau domeniul pe care l-am analizat, sunt salariile judecătorilor și procurorilor. Și aici am încercat să arătăm salariile judecătorilor la începutul carierii, respectiv a procurorilor, și salariile judecătorilor și procurorilor din instanța supremă, respectiv din Procuratura Generală. Privitor la numărul procurorilor, un pic datele pot fi incomparabile, dat fiind faptul că în multe state numărul sau personalul care asistă procurorii nu sunt raportați la altă categorie și nu la procurori. Însă, în țările pe care noi le-am luat drept comparație, nu se referă acest aspect. La fel, salariile judecătorilor și procurorilor sunt prezentate în cifra reală, cifra raportată per cap de locuitor și cifra raportată la salariul mediu anual brut pe fiecare țară. Am prezentat și personalul din justiție, deci numărul de personal din justiție. Am analizat numărul de judecători, numărul de procurori, numărul de avocați și personalul care asistă judecătorii și procurorii. Toate aceste date pentru anul 2018 au fost preluate din rapoartele de activitate anuale oficial prezentate de către fiecare instituție. Un alt domeniu pe care l-am analizat este numărul și tipul cauzelor examinate de instanțele judecătorești și de procurori. La acest aspect nu am prezentat date pentru Moldova pentru anul 2018. Deci numărul și tipul de cauze examinate sunt prezentate doar pentru anul 2016. Deci sunt doar datele pe care noi le-am preluat din raportul SPJ. Sunt prezentate toate datele pe fiecare cauză separat, civile, comerciale, administrative, penale, și pe fiecare instanță. Deci instanță de prim nivel, instanțele de apel, instanțele supreme și per total. La fel am prezentat și durata examinării cauzelor în instanțele judecătorești. Și acest domeniu tot este doar pentru anul 2016 și nu oferă date pentru anul 2018.
Este de menționat că la aceste două domenii ultimele, numărul și tipul cauzelor și durata examinării cauzelor, la fel avem unele date lipse din statele care au prezentat date pentru raportul SPH și atunci un pic ca și număr total poate să pară nereale prezentate, dar avem unele state în care există doar două nivele de instanțe și avem state care nu au prezentat date pentru cauza respectivă sau pentru instanța respectivă. Deja toate datele per fiecare domeniu și concluziile pentru fiecare domeniu separat o să fie prezentate de către Vladislav Gribincea. Mulțumesc! Mulțumesc, Victoria! Sunt mai multe slide-uri pe care voi le prezenta. Ele sunt și în fața dumneavoastră, dar aș vrea să discutăm mai pe îndelete despre ele. Prima întrebare este care este ponderea cheltuielilor pentru justiție în bugetul de stat. Și dacă o să vă uitați, atunci, în anul 2016, Victoria a explicat că din raportul SPH noi am luat toate aceste date, toate, cu excepția acestei date. Această dată a fost generată de către CRJM însăși din legea bugetului de stat. Dacă în anul 2006 noi aveam 1,3% din PIB, din buget alocat justiției, media fiind de 0,9, oricum peste, eram cu mult peste cheltuielile medii bugetare sau medianul 1,1, cheltuielile bugetare în anul 2018 au crescut chiar dacă bugetul a crescut cu 30% din 2016, poftim? Da, atunci cheltuielile pentru justiție au crescut cu 57, dacă nu greșesc eu. Ceea ce deja prin sine este un indicator că pentru justiție s-a alocat mai mult decât pentru celelalte domenii ale economiei. Sunt universitate. Și acum noi suntem la 1,35% din cheltuielile bugetare, ci mai mult decât noi avea doar Bulgaria. Și Bulgaria avea, de fapt, cel mai mare coeficient din toate cele 45 de țări membre. Adică noi, raportat la cât cheltuim pe buget, noi suntem printre campioni. Și chiar și în raportul SPR se menționa că Republica Moldova a făcut eforturi considerabile în ultimii 4 ani pentru a spori cheltuielile pentru justiție. Fiindcă până în anul 2014 noi eram sub 1% din buget alocat justiției. În 4 ani de zile, bugetul alocat justiției s-a dublat, practic. Bugetul nu este un indicator prin sine, fiindcă dacă ai un buget mic, poți să acorzi 5% din buget și asta ar putea să nu fie suficient. Ceea ce este mai informativ este cât cheltuim pe justiție pe cap de locuitor. Și e normal ca țările care au bugete mai mici sau populații mai mici cheltuie pe cap de locuitor mai puțin, mai mult decât o țară mai mare. Cheltuielile se distribuie. Uitați-vă, rog, aici. În anul 2016 noi aveam cheltuit pe cap de locuitor 8 euro pe justiție. Noi eram printre țările cu cel mai mic coeficient pe cap de locuitor alocat justiției, alături de Azerbaijan, cu aceeași sumă, și 7,8 și Armenia. Tot ceilalți erau peste noi. Noi nu avem cifrele pentru alte țări, pentru 2018, dar avem cifra pentru Republica Moldova. Și dacă vă uitați la cifra alocată pentru Republica Moldova pentru anul 2018, rezultă că noi, pe cap locuitor, deja am dublat această sumă. 17 euro pe cap locuitor. De unde s-au luat aceste 17 euro, adică peste 100% creștere? Din două părți. Prima este, am avut 57% creștere reală a bugetului pentru justiție. În euro, nu în lei. Și a doua, noi am avut noile date privind populația. Dacă în 2016 SPJ-ul calcula per capita din 3,5 milioane, acum calculăm per capita în 2018 din 2,77 milioane.
2,7 milioane. De aici și a crescut coeficientul per capita. Dacă ne uităm la acest coeficient per capita, atunci noi suntem peste toate țările din parteneriatul estic. 17 euro, oricum, această sumă pentru o țară mică ar putea să fie insuficientă, având în vedere că, nu știu dacă v-a explicat ce înseamnă media și ce înseamnă mediană. Da? Eu cred că aici trebuie să ne uităm mai mult la mediană, fiindcă este o disproporție foarte mare între salariile și banii alocați pe justiție între diferite țări, în funcție de dezvoltare economică. Și atunci mediana e mai informativă. Oricum noi suntem de 3 ori mai mici decât mediana. Ceea ce ar putea să sugereze că e nevoie de un efort. Dacă nu de un efort mai mare bugetar, atunci de un efort de optimizare a cheltuielilor care deja există în justiție. Grosul cheltuielilor care au din justiție din ultimii ani nu au mers pe infrastructură, unde de obicei se fac investiții, creșteri mari de buget. Ele s-au dus pe salarii. Noi am avut o nouă lege prin remunerarea judecătorilor și procurorilor, începând cu 2014, care a triplat practic salariile judecătorilor în timp de 5 ani de zile. În fața dumneavoastră sunt salariile judecătorilor și procurorilor. Salariile judecătorilor la început de carieră. Aici sunt datele potrivit remunerării din decembrie 2018. Știm că judecătorii începători au primit un spor de 20% practic, în urma schimbării legislative din decembrie 2018. Acesta este salariul brut până la impozitare. Dar toți calculează salariul până la impozitare. Dacă în anul 2016 noi și Ucraina aveam salarii cele mai proaste pentru judecători. Judecători începători vorbesc acum. Acum judecătorii noștri începători au cu vreo 80% mai mult decât aveau în 2016. Dar dacă vă uitați în cifre reale, oricum suntem mai jos decât Azerbaijanul, care era a treia țară de la coadă după salariile judecătorilor. Dar aici trebuie să subliniez un lucru. Că aceste cifre trebuie privite întotdeauna în comparație. Da, noi într-adevăr avem un salariu 3 ori mai mic la începător decât mediană, dar probabil că și economia germană sau franceză, PIB-ul german, francez, britanic, norvegian, este cu mult mai mare decât PIB-ul din Republica Moldova. De aceea trebuie privite, da, sugestia de aici este că ar trebui poate de gândit la o mărire și mai mare a salariilor. Dar ele trebuie privite și în contextul creșterii economice. Mai este încă o chestie care trebuie de discutat aici, și anume care este cu raportul salariului raportat la salariul mediu pe economie. Asta este, de obicei, cel mai informativ lucru. Și dacă o să vă uitați la media Consiliului Europei, atunci media Consiliului Europei este 2,5 salarii pe economie la începutul carierii pentru judecători și 4,5 la sfârșitul carierii. În document există și datele pe salariile judecătorilor Curții Supreme Justiție, n-am vrut să le spun aici, fiindcă judecătorii Curții Supreme sunt puțini, 24 acum. Dar aici am pus și coeficientul judecătorilor instanței supreme, care este cu raportul dintre salariile lor și salariul mediu de economie. Deci vorbim 2,5 la începutul carierei, 4,5 la sfârșitul carierei, salariul mediu de economie. Mediana este 2,3-4,3. Și acum Republica Moldova, 2016, 2,8 și 4,7. Ambi indicatori peste media europeană și peste mediană. Mediana era și mediană. Iar în anul 2018, 3 și 4,5 la sfârșit de an. Prin urmare, dacă ne uităm la media cu raportul salariu mediu
la salariul judecătorilor, atunci nu putem să spunem că noi suntem sub mediul european. Din contră, noi am fost peste, acum suntem la judecători începători peste mediul european, iar la judecătorii curții suntem exact pe mediul european. Procurorii. Ne-am uitat la salariile procurorilor prin aceeași perspectivă. Să vedem cum se pliază salariile procurorilor pe media europeană. În anul 2016 aveam al treilea salariu de la coadă, adică al treilea cel mai mic salariu din cele 45 de țări membre ale Consiliului Europei, analizate de SEPEJ. Salariul procurorilor a crescut vertiginos în ultimii 2 ani și jumătate, ca urmare a modificării legii procuraturii. El practic s-a dublat. Asta e procurorii începători. La procuratura generală creșterea e și mai spectaculoasă. Și aici același coeficient, de trei ori mai mic decât mediana. Interesant este o chestie. Vă rog să vă uitați care este coeficientul dintre salariul judecătorului începător și mediana. O să vedeți că e 3. Începătorul și salariul real vorbesc. De 3 ori Republica Moldova este sub media europeană. Și la procurori e același lucru. La procurori e același lucru. Tot de 3 ori. Iar conform legislației Republicii Moldova, procurorii, în principiu, au un salariu 90% din judecători. Și dacă o să vă uitați la salariile medii din Uniunea Europeană, din Consiliul Europei, o să vedeți că e același coeficient, cam 0,9. Adică nu putem spunem că disproporția din salariile judecătorilor și procurorilor, începători sau cu experiență, este diferită de cei din cele 45 de țări membre ale Consiliului Europei. Același coeficient, salariul mediu pe economie raportat la salariul procurorilor. Uitați ce s-a întâmplat. Noi avem 2,3 și 2,7 în 2016. Media era 1,9 până la 3,6, mediana 1,7 până la 3,3. În anul 2018, noi avem 2,7 salarii medii pe economie plătiți procurorului începător și 4,1 salarii medii pe economie plătit unui procuror de la Procuratura Generală. Cu mult peste media europeană. Doar ca să explic aici, Georgia și Rusia nu au dat date în acest sens, deci ele nu se regăsesc în tabel. Până acum am vorbit de fonduri și salarii. Înțeleg că salariile sunt cel mai captivant domeniu care ne interesează. Dar vă asigur că și numărul de personal este o chestiune destul de informativă când este vorba de politici publice. Vă rog să vă uitați la... Au loc discuții foarte frecvente că trebuie sau nu să mărim numărul judecătorilor din țară. Numărul judecătorilor de 504, de judecători din, numărul judecătorilor de 504 n-a fost modificat, nu țin minte de când. Întrebarea este dacă merită să începem această discuție. Raportat la cap de locuitor, în anul 2018 am avut 15 judecători la 100.000 de locuitori. Media Consiliului Europei era 21,5, iar mediana 17,8. Adică rezulta cam o diferență de 20%, sub media Consiliului Europei, numărul judecătorilor pe cap de locuitor. Numai că aici trebuie să fac o remarcă. Două remarci. Unu, este că aceste cifre iau în calcul doar numărul judecătorilor în funcție, nu și vacanțele, nu și suspendații.
Potrivit datelor adunării generale a judecătorilor, în Republica Moldova sunt 409 judecători activi sau 396. Nu știu cum să le calculez. Dacă 396 înseamnă că avem efectiv disciplinit în sistem 108. Sunt suspendații 40. Real avem 70 ceva de vacanțe. Dacă am suplini aceste 70 ceva de vacanțe, coeficientul ăsta ar crește aproape de mediană. Da? Adică problema nu e în creșterea numărului de judecători potrivit legii, ci disciplinirea vacanțelor. Și un alt aspect care merită să fie examinat este dacă care este numărul de dosare care vine la judecătorii și procurorii moldoveni și o să revin înapoi la acest aspect la sfârșit. Că, și acela e foarte interesant. O să vedeți că aici cifrele sunt chiar foarte curioase. Prin urmare, dacă adăugăm vacanțele aici, e greu de spus că se justifică o creștere vertiginoasă a numărului de judecători. Apropo, fac atunci o paranteză, numărul cauzelor care intră în sistemul judecătoresc este 30% sub media europeană. Ceea ce ar putea să sugereze că nu este nevoie de o creștere a numărului de judecători, ci mai degrabă de eficientizarea activității acestora. Același exercițiu în privința numărului procurorilor. Media numărului procurorilor cap de locuitor este 11,7 procurori la 100.000 de populație. În anul 2018 noi aveam 23,7 procurori la 100.000 de populație. De două ori peste media europeană. Interesant este că în Republica Moldova numărul procurorilor este chiar mai mic decât numărul judecătorilor, mai mare decât numărul judecătorilor, considerabil, cu 40%. Avem 720 de funcții de procuror. Pe când în țările cu democrație avansată, de obicei numărul judecătorilor este mai mare decât numărul procurorilor. Această cifră ar trebui să ne pună să ne ia de gândit. Bineînțeles că cifrele tot sunt relative aici. Deci, deoarece în multe țări procurorii sunt considerați doar procurorii șefi. Dar țineți minte situația din anul 1994-96 în Republica Moldova, când procurorul era considerat doar procurorul raionului, nu și procurorii care asistenții procurorilor, care acum sunt numiți procurori. Prin urmare, cifra asta trebuie tratată cu atenție. Dar o să ne uităm un pic mai departe și la personalul care asistă judecătorii și procurorii și o să vedem că lucrurile sunt cam așa cum le-am explicat eu până acum. Numărul de avocați pe cap de locuitor. Un paradox foarte interesant. În Republica Moldova, media numărului de avocați pe cap de locuitor este 162 de avocați la 100.000 de populație. Mediana e 119. În anul 2016 aveam 57 de avocați la 100.000 de populație. Noi fiind pe locul 3, după Azerbaidjan și Rusia, după numărul populației, numărul avocaților pe cap de locuitor. Numărul avocaților pe cap de locuitor din 2016 până în 2018 n-a crescut, din contră a scăzut. Dar coeficientul a crescut din cauza, explicam atunci, a revizuirii numărului populației din țară. Întrebarea este de ce nu avem mai mulți avocați, fiindcă nu avem plafonat numărul avocaților din țară. Și aici eu vedeam două explicații principale. Prima explicație este că populația nu își poate permite efectiv să plătească avocații. Și acest lucru este confirmat și din numărul mare de avocați care își suspendă activitatea. Avem avocați tineri, apropo avem peste 500 de avocați. 20% din avocați care și-au suspendat activitatea. Din cauza că nu își pot câștiga suficient din activitatea de avocat. De fapt, mai mult de 600, de fapt, sunt. 30%. Asta ar fi un indicator. Și a doua explicație care o văd eu este atenția limitată pe care judecătorii și procurorii o acordă argumentelor avocatului. Înțeleg că convingerea cu care avocatul pledează în instanță este un criteriu,
Dar atât timp cât argumentele avocatului vor conta mai mult decât alte aspecte în justiție, nu avem șanse să avem mulți avocați. Și mai ales avocați buni. Da, bineînțeles că unul din motivele care ar putea să fie invocate este că procedura de admitere în profesie de avocat este neclară, hai să spunem așa, mai diplomatic. Ar putea să fie și asta o explicație, dar asta nu explică de ce un număr foarte mare de avocați își suspendă activitatea după ce își iau licență. Un alt aspect pe care am dorit să-l analizăm este personalul care asistă judecătorii și procurorii. Fiindcă noi putem avea judecători mulți, dar dacă ei nu sunt asistați din personal, eficiența lucrului lor este redusă. Și dacă vă uitați, apropo, observăm că ca și cum numărul personalului care asistă judecătorii a scăzut, ceea ce nu este adevărat. Din 2016 până 2018. Și probabil asta se explică pe seama vacanților mari care există în sistem. Într-adevăr, este o rotație foarte mare de cadre din cauza remunerării insuficiente a personalului care asistă judecătorii și procurorii. Dar dacă ne uităm atent, noi oricum suntem foarte aproape de medie și de mediana Consiliului Europei. Puțin sub media Consiliului Europei când este vorba de personal care asistă judecătorii, dar eu sunt sigur că dacă acele vacanțe care există ar fi fost suplinite, noi am fi la media, un pic peste media chiar, Consiliului Europei. Interesant este că numărul de personal care asistă procurorii este peste media Consiliul Europei, dar nu cu mult. Procurorii se plâng că ei nu au asistență, adevărat, dar după cum am văzut și noi anterior, probabil explicația nu este în numărul de asistenți ai procurorilor, ci în numărul de procurori însăși, care în Republica Moldova tradițional este mare. Și aici vreau să atrag totuși aici atenția la alte țări. Rusia acordă, Ucraina, Estonia, Letonia, Lituania oferă un număr mult mai mare de personal care să asiste judecătorii decât oferim noi. Merită de gândit la acest lucru, deși situația aici ar putea să fie critică doar sub un singur aspect, remunerarea personalului, nu numărul per se. Am spus, al treilea domeniu la care am vrut să ne uităm este cauzele primite în instanțele judecătorești. Și aici am sumat cauzele civile, administrative, civile și comerciale, administrative și penale, ca să vedem câte cauze primește sistemul judecătoresc la 1000 de locuitori. Media Consiliului Europei este 5.3. Mediana este 4.1. Iar Republica Moldova în 2016, noi nu am generat datele pentru 2018, fiindcă era foarte greu de recalculat, este 3.28. Cu 15% sub mediană și cu 30% sub media Consiliului Europei. Adică persoanele în Republica Moldova vin mai rar în justiție decât media europeană. Nu că noi suntem un popor mai împăciuitor, nu cred că asta este explicația. Explicația este migrația. Noi, da, pe hârtie avem 2,7 milioane, dar de fapt noi nu avem 2,7 milioane în Republica Moldova. Și dacă am scoate vreo 700.000 care nu sunt în țară, noi ne-am încadrat la medii. Dar oricum, real, judecătorii din Republica Moldova primesc sub media europeană cu 30% număr de cauze. Dumneavoastră, dacă o să înmulțiți 3.28 cu 3.5, care era populația din 2016, de milioane, atunci o să observați că nu iese cam 230.000 de cauze, cum sunt raportate în fiecare an de Consiliul Superior al Magistraturii, ci 120-130.000 de cauze. Cum explicăm această diferență? Simplu.
Consiliul European nu ia în calcul măsurile de arest, de interceptare, activitatea judecătorilor de instrucție. Ele nu sunt luate în calcul pentru a calcula volumul de muncă al judecătorilor, deci fiindcă ele sunt parte a dosarelor penale deja pe rol. În Republica Moldova, real, noi avem 78-80.000 de cauze civile, 10-12-15.000 de cauze administrative și până la 15.000 de cauze penale anual transmise în instanță judecată. Este adevărat că această cifră nu include clauzele contravenționale, care avem 30.000 circa. Asta e metodologia Consiliului Europei. Am vrut să vedem dacă după tipuri de cauze, civile și comerciale, administrative și penale, noi deviem foarte mult de la media europeană. Astea sunt penale, astea sunt administrative și astea sunt civile și comerciale. Noi nu putem spune că o categorie de cauze domină cauzele care intră în sistem. Noi primim în principiu 1,9 cauze civile, iar media Consiliului Europei 2,5. Noi primim 0,2 cauze administrative, iar media Consiliului Europei este 0,5. Și noi primim 1,2 cauze penale, iar media Consiliului Europei este 2,3. Poate diferența e foarte mare și atunci suntem la mediană, dar oricum diferența este un pic. Cauze civile mai puține, ca și cauze penale tot mai puține. Dar pe ansamblu, noi vedem oarecare armonie între tipuri de cauze care intră în instanță. Spre deosebire de Lituania, de exemplu, unii cauze civile, cauze civile în Lituania sunt mult mai multe decât cauze penale. Deși au un număr de procurori comparabil cu cel din Republica Moldova. În Rusia, același lucru. Număr de cauze civile și comerciale și administrative foarte mari, puține cauze penale. Azerbaijan, același lucru. Și pe noi ne interesa... Poftim? România. Da, România. Îmi cer scuze. În România, același lucru. Spuneam că lucrurile noastre arată organic aici, care toate sunt ca și cum comparabile, dar uitați la numărul de cauze penale. Și încercați să le comparați cu toate țările parteneriatului estic. Și o să vedeți că noi avem cel mai mare număr de cauze penale, cu excepția Estoniei. Vorbim de număr de cauze penale pe cap de locuitor. Dar un număr similar de cauze cu Germania. Pe cap de locuitor. Dar iarăși aici vreau să fac apropo că în unele țări cauzele contravenționale, care aici nu sunt numărate, sunt considerate penale. Dacă noi am plusat aici cauzele contravenționale, atunci coeficientul ar fi aici de 4. Interesant. Următoarea cauză, dacă trecem în penal deja. Numărul de cauze inițiale de procurori raportat la 1.000 de locuitori. Media Consiliului Europei este, mediana e 2,2, media e 3,1, Moldova 1,9. Țineți minte, spuneam că Germania are același număr de cauze penale transmise în instanță. Ca și Republica Moldova. Uitați-vă, rog, la câte cauze se pornesc în Germania și câte ajung în instanță. Rata descoperirii de 80-90% este una irealistă. Asta vorbește despre calitatea urmăririi penale, de fapt. Dar vă rog să vă uitați, de asemenea, cum Republica Moldova arată la nivel pornirii cauzelor penale în comparație cu țările apropiate. Mai mult are doar Lituania. Restul sunt sub Republica Moldova. Și aici trebuie de menționat două lucruri.
Primul lucru, contravenționalele nu sunt luate în calcul și al doilea, noi avem un foarte mare număr de cauze, plângeri penale care sunt respinse fără pornire urmăririi penale. Cu regret, plângerile penale nu sunt calculate, plângerile depuse nu sunt calculate în raportul SPJ ca să vedem câte persoane se plâng și ce fel de, care e rata de respingere acestora, ca să putem spune cât de activ sunt procurori. Dar chiar dacă ar fi așa, vedem o reticență oarecare a procurorilor să pornească urmările penale și de momentul în care se pornește există o șansă foarte mare care o să ajungă în judecat. Fiindcă țineți minte, noi spuneam aici că la, dintre acestea 1,9, 1,2 apar, ajung în judecat. Asta e o rată de 60% de dosare ajuns în judecat. Adică rezultă că noi avem o rată de orientativ de descoperire de 60-70%. Ceea ce este irealist, adică o rată de descoperire de 40 până la 50% este una foarte bună în Statele Unite, de exemplu. Prin urmare, întrebarea este cât de calitative sunt acele investigații și ce urmează în urma lor, dar având în vedere că în Republica Moldova în 2018, în 2017, rata de condamnări a fost 98.25%. Da. Dacă avem aproape de 98% condamnări, în baza unor astfel de urmăriri penale, trebuie să ne punem întrebarea cât de ușor judecătorii acceptă învinuirea procurorilor. Da. Mergem mai departe. Noi vorbim foarte des și avut critici că nu, că justiția în Republica Moldova durează prea mult. Și într-adevăr, cele mai multe proceduri disciplinare împotriva judecătorilor, pornite de către inspecția judiciară și cele mai multe sancțiuni aplicate de CSM în ultimii ani, au fost pentru încălcarea termenilor de examinare a cauzelor. Vă rog să vă uitați aici. O cauză în Republica Moldova, nu contează penală, civilă sau contravențională, trece din prima instanță până în Curtea Supremă de Justiție. În 259 de zile. Asta sunt datele statistice din 2016. Media Consiliului Europei este 723. Iar mediana e 485. Și cu unul și cu altul, dacă compari, oricum ești fie de două ori, fie de trei ori mai rapid decât e. Includeți microfonul că este și traducere. Bună ziua, sunt Victoria Palanciuc, reprezint Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești. Totodată, eu sunt persoană delegată cu sarcina de a prezenta în fiecare exercițiu informația respectivă la Comisia Europeană pentru Eficiența Justiției. Eu vreau să vă rog să atrageți atenția la tabelul respectiv sau diagrama respectivă reflectă, de fapt, durata medie. Este un indicator foarte general calculat de Consiliul Europei pentru toate statele membre. Ei insistă ca toate statele membre să calculeze durata de soluționare a unui dosar sau durata de lichidare a stocului de cauze pendinte, cum sună el de fapt, în același mod. Se iau în considerare 365 de zile calendaristice. Deci nu se iau în considerare doar zilele lucrătoare. Deci este un indicator aproximativ și reflectă inclusiv și dosarele contravenționale care la noi se examinează în termeni reduse și alte genuri de proceduri pe care le avem în codurile de proceduri. Da, dar această cifră este calculată doar pentru cauzele civile, penale și administrative. Acum și o să explic de unde am luat cifra asta, fiindcă cifra asta nu e... Noi am scos media celor civile, penale și administrative și am împărțit-o la trei. Aceasta e suma. Acum și o să intrăm pe categoriile de litigi. Da? Fiindcă acolo tot este o chestie interesantă. Justiția din Republica Moldova este campioană. Apropo, nu trebuie să vă uitați aici și aici. Azerbaijanul poate, da, Rusia nu, fiindcă nu e comparabil, asta doar, ei nu au datele pe toate trei nivelele de instanță, doar pe un singur nivel de instanță. Rusia trebuie exclusă în genere de aici. Adică după Azerbaijan, noi suntem cei mai rapizi.
Dar bineînțeles că graba, spunem popor, stric treaba. Există un preț pe care îl plătim pentru asta, și anume calitate. Nu poți să ai o justiție rapidă și foarte calitativă. Sau poți să ai o perioadă foarte scumpă de timp, scurtă de timp, oamenii se epuizează și pe ea nu doar randament maxim. Trebuie să ne gândim foarte atent la termene și la procese însăși. Dacă vrem să avem calitate, trebuie să dăm șansa judecătorilor să ne dea calitate. Da, asta e media totală de examinare a unei cauze din primă până în ultima instanță și se calculează termenele separat. Prima instanță, apel, recurs. Dacă spate să se intervine, este foarte important să tragem atenție la cauze penale. Acum și o să trec pe cauzele penale, dacă îmi permiteți. Că este următorul slide pe categorii. Da? Dacă îmi permiteți. La pagina 20, la pagina 20 și în continuare, sunt date cifrele deja pe categorii de cauze. Și o să vedeți, în Republica Moldova, astea sunt cifrele. În mediu, cauze civile și contravenționale se examinează în 267 de zile. Cauzele administrative, adică contenciosul administrativ, în 263 de zile. Și cauzele penale 247 de zile, 246 de zile. Atât aceste trei sume au fost puse împreună și a fost scoasă media că durează o cauză. Contravenționalele, da. Dacă îmi permiteți, Comisia Europeană de fiecare dată solicită, începând cu 2014, ca toate statele membre să prezinte pentru cauze penale cumulat cu contravenționale. Deci noi prezentăm o cifră totală și nu facem distinție între penal și contravențional. Mulțumesc mult, Victoria. Dar dacă ne uităm atent, în general, cauzele penale stratează cu o urgență mai mare, cu prioritate față de cauzele civile și administrative. Și asta o vedeți aici. Media Consiliului Europei este 424 de zile, iar mediana 299. Da? Adică cauzele... Este o cifră reală cu toate dosarele penale duse până la capăt? Da. Asta e, în engleză, disposal time, adică timpul din care cauza a intrat și până cauza a ieșit. În instanță. Se poate de intervenit acum, ca să nu... Da, dacă îmi permiți, asta e ultimul slide și după asta discutăm. Cauzele penale. Adică, dacă ne uităm pe cauzele penale, la nivelul vitezii cauzelor penale și contravenționale, noi, în principiu, suntem acolo, un pic peste normă. Întrebarea e dacă ele chiar sunt tratate cu prioritate. Și dacă vă uitați și le comparați cu aceste cifre, rezultă că nu. Cauzele penale în Republica Moldova sunt tratate cam tot așa ca și celelalte cauze. Și dacă vedeți aici, asta se vede. Dacă în Europa, în mediu, 299 sunt cauzele, mediană, 299 cauze penale, 667 cauze administrative, atunci în Republica Moldova 263. Nu se vede o diferență foarte mare. Sau aici, exact același lucru. Și rezultă că cauzele penale nu chiar sunt tratate cu prioritate, formală. Și încă o chestie care vreau să o menționez. Oricare nu o fie situația, justiția din Republica Moldova este mult mai rapidă decât media europeană. Și aici vreau să atrag atenție. Nu este menționat aici, dar vreau să menționez un lucru. Se vorbește că volumul de muncă a Curții Supreme de Justiție este foarte mare. Cifrele nu arată acest lucru. Din contra, la nivelul vitezei de examinare a cauzelor în Curtea Supreme de Justiție, viteze 27-28 de zile. 26-28 de zile și dacă o să vă uitați atent, noi am dat în tabelul numărul 20, dezagregarea 20, 19 și 18, dezagregarea tipurilor de cauze după nivelul de instanță. Și o să vedeți că la nivelul Curții Supreme de Justiție, cauzele se examinează, cauzele administrative în 20 de zile, cauzele civile în 27 de zile și cauzele penale în 64 de zile. Ceea ce este de 7 sau de 9 ori mai rapid decât media europeană. Ceea ce vorbește că noi nu avem o supraaglomerare a Curții Supreme de Justiție. Din contra, Curtea noastră Supreme de Justiție este cea mai rapidă din toate cele 45 de Curții Supreme de Justiție analizate. Aici eu o să finalizez intervenția mea și bineînțeles că acum suntem deschiși discuțiilor. Bună ziua, mă numesc Lilia Țurcan, sunt președintele instanței Edineț.
N-aș spune că la noi se dă prioritate cauzelor penale pentru examinare, dar hai să începem care este procentajul, ce infracțiuni avem deja noi pe instanța noastră. Este violența în familie și 264 prim, stare de ebrietate la volan. De asta și este procentajul de reabilitate, pentru că vine și 364, chiar ar fi rușine pentru un judecător să traverseze așa cauze. Și de aceea și este reabilitatea, ea ca e răspunsul la întrebarea care a pus-o și doamna secretar de stat. Și eu nu spun despre civile, poate că, dar când ați făcut tabelul dat, putea să fie și dat și calitatea, să vedem chiar care e procentajul și cred că nu era așa de rău, vreau să vă zic. Cu regret, SEPEJ-ul încă nu acumulează datele cu privire la rata de condamnări, de caserea hotărârilor. Dacă ar fi fost acele rate, noi cu siguranță le-am fi dat. Dar pe instanțele noastre, 80% este categoria aceasta de dosare. Eu sunt sigur, dar eu nu cred că fenomenul infracțional diferă foarte mult în Republica Moldova de România, spunem, sau alte țări. În principiu, dacă este vorba de violență domestică, atunci el există cam toate țările. Dacă e vorba de ebrietate la volan, ar putea să difere cu nivel de cultură diferit. Dar huliganism, pătrundere în încăperi, adică infracțiuni împotriva. Și violarea de domiciliu 179, la noi tot e cel mai mare procent, adică... Da. Domnul raportor, dar doar secundă la ce își vorbiți. Rapiditatea cu care colaboratorul MAI constată o violență, el e un singur colaborator la trei sate, și dacă sună 1-2 și până și vine 1-2, până și constată că e bărbatul, femeie, sau nu știu ce acolo, până se duce în instanță, până și se duce la finalitate, săraca femeie. Aceste cifre se referă doar la justiție și la judecători și la procurori. Nu avem date cu privire la poliție și nu pot să vin cu concluzii. Mă rog, ridicați mâna și eu o să ofer cuvântul. Am văzut că este un microfon pornit. Ok. Doamna Raducanu. Da. Cu privire la examinare. Eu, când am fost în Consiliul Superior al Magistraturii, spuneam președintele Curții de Apel, domnul, spun cum era atunci, domnule, de ce la dumneavoastră judecătorii numesc spre examinare în Curtea de Apel Chișinău cu 50 de dosare pe zi? În civil eu am în vedere. Eu în penal n-am lucrat niciodată. Civile. Ei, că termenile, că trebuie să examinăm, că nu știu ce zic. Voi nu dovediți să ascultați avocații, nu dovediți să ascultați omul care a venit în fața dumneavoastră, nu dovediți să intrați în esență pentru atâtea dosare pe un complet, eu am vedere, 50 de dosare pe un complet de 3 judecători. Ei, pe termeni, și nu se face așa justiția, eu am spus și mai spun, nu se face așa. Lasă să fie numite 3 dosare, 4, 5 dosare, nu mai mult. Fiecare om care vine în instanță trebuie auzit, ascultat și auzit. Fiecare om trebuie, avocatul trebuie auzit. Un avocat îmi spune, când am fost la forumul justiției, un avocat îmi spune, știți, eu am pregătit pe 15 pagini, am pregătit un discurs și mă duc la Curtea de Apel și Curtea de Apel mi-a spus două cuvinte, da, noi știm, bine, domnul avocat, luați loc, susțineți apelul, da, îl susțin, luați loc. Nu e așa, nu este, pentru că Curtea de Apel este procesul devolutiv, el trebuie să asculte părțile pentru a pronunța o hotărâre bună, o hotărâre echitabilă, ca pe urmă să nu mai avem la rejudecare de 2, de 3 ori, de 4 ori, de 5 ori la rejudecare. Nu, asta nu este justiție. De aceea, poate că noi ar trebui să mai modificăm din legislație, în sensul că sunt multe dosare care prin lege sunt stabilite termeni restrânși de examinare, 30 de zile, 20 de zile. Asta e de acum chestia Ministerului Justiției, probabil, un grup de lucru care să verifice cât e de rațional de a stabili aceste termene. Dar situația este asta care este, pentru că o justiție bună nu poate să fie repede. Numește dosarul și peste 2, peste 3 luni, dar când l-ai numit, ai ascultat părțile, ai examinat, ai pronunțat hotărâre și hotărârea motivată și asta de acum, prin asta noi ați putem schimba și putem să avem o stimă față de justiție. Pentru că stima față de justiție asta nu este că
iată eu judecător, stimează-mă, nu. Stima vine prin cum judecătorul apare în fața părților. Calm, liniștit, respectuos, delicat, civilizat. Și atunci noi o să avem o justiție așa pe care ne-o dorim. Mulțumesc! Deci, bună ziua la toți! Nu știu dacă se aude, sunt Livia Mitrofan, sunt judecător la judecătoria Chișinău, sediul centru, la moment specializat în cauze civile. S-a vorbit despre indicatorul ce ține numărul de dosare la cap de locuitor și s-a luat numărul de populație. Eu cred că acest lucru nu ar putea fi un indicator tocmai valabil în cazul în care noi oricum judecăm cauzele oamenilor plecați peste hotare. Și în ultima perioadă avem foarte multe cauze, unde persoanele sunt plecate, divorț, stabilirea domiciliului copilului minor, partajul averii, scoaterea ilegală a copilului din țară, întoarcerea copilului din țară, încasările de datorii care le avem acum și ultima perioadă a început să discute în presă, noi avem 80% încasări de datorii. Deci din aceste 80%, după mine, așa o statistică proprie, 40% oamenii nu sunt în Republica Moldova și noi totdeauna facem acele citări publice, nu știu cât ele sunt de efective. După asta, la executarea hotărârii, deja avem cu demersuri de dare în căutare, de aducere silită. Adică, unde cauze, ci sunt oameni care nu sunt în Republica Moldova și nu cred că este un indicator pe cap de locuitor. Ce ține de, am fost și în cauzele penale, ce ține de cauzele penale, aș vrea să menționez, într-adevăr, la noi foarte multe dosare sunt în 364 prim din codul de procedură penală, se examinează, dar aici cred că ar fi necesar și un studiu ce ține de, din câte aceste cereri de examinare a cauzei în 364 prim au fost respinse de judecător, ce ține de calitatea probelor. Și aici cred că ar fi o statistică o leacă altfel. Ce ține de cauzele civile? Într-adevăr, la noi justiția se face foarte repede. Curtea Europeană nu a constatat încălcări de termenul rezonabil la etapa de examinare a cauzei. Dar acest lucru se efectuează din cauza că noi avem foarte mulți termeni stabiliți legal în care judecătorul trebuie să examineze o cauză. Acești termeni, nerespectarea lor, atrage răspunderea disciplinară. De ce judecătorii sunt impuși în situația în care urmează acești examinarea cauzelor să o se efectueze mai repede pentru a nu, și vreau să spun din experiența personală, cele mai multe plângeri la inspecția judiciară pe care judecătorii scriu explicații este pe faptul că s-a numit ședința peste o perioadă îndelungată de timp. Se tergiversează examinarea cauzei din cauza că judecătorul stabilește ședințele 2-3 luni între ședințe și este un termen excesiv. Și poate aici ar fi cazul ca noi să judecăm, să cultivăm în societate o cultură a judecării, adică la noi, totdeauna cetățeanul așteaptă, a depus cererea, într-o lună de zile deja să fie hotărâre și fiecare, cred, din judecător să aciocnie, dar cultura asta de examinare a cauzei trebuie cumva să fie educată și în societate, pentru că cele mai multe plângeri sunt pe aspectul ăsta scrise, nu pe calitatea justiției. Mulțumesc. Dacă îmi permiteți să fac o clarificare aici în ceea ce privește termenele, cifrele astea sunt orientative, ele nu sunt ideale, ele nu sunt nici măcar posibil de comparat cu o rată cu o marjă de eroare de 10%. De ce? Fiindcă procedurile pot fi diferite. În Republica Moldova, procedurile civile și penale sunt extrem de birocratizate, în care judecătorul, pentru a ieși într-o hotărâre, trebuie să întocmească foarte multe formalități. Când în Marea Britanie, de exemplu, lucrurile sunt extrem de informale. Judecătorul nu trebuie să țină singur procesul verbal, el iese într-o hotărâre și gata. Și bineînțeles că contează și numărul de ședințe per dosar. Aici e o problemă. Avem prea multe ședințe amânate. E adevărat. Se poate de completat deja că eu și ca manager știu câți bani se cheltui pe instanță, cei mai mulți bani în ultimul timp se cheamă cu citarea. Și domnișoara corect a spus că noi, da, judecăm foarte multe cauze, persoanele care sunt plecate. Și ea că aici se fac și un șir de cheltuieli, pentru că îl citem odată, persoana nu vine, mai citem, pe urmă ne vine, poșta nu lucrează paralel cu noi, pentru că ei nu poartă nicio răspundere. Și ei pot scrie acolo că
e plecat sau nu i s-a fost amânat și să stabilești trei versări. În primul rând, a doilea, până ajungem la o citare publică, știți foarte bine care este răspunderea judecătorului dacă face o citare publică nelegitimă, și toate acestea duc anume și la unele trei versări pe dosare civile anume, cazurile, imposibilitatea îndeplinirilor așa categorie și cheltuielile sporesc anume aici. Pentru că mari investiții pe instanță în ultimul timp nu se fac. Și nu mai se cheltuie cel mai mult la salariu, că a fost mărit salariul și la angajați, nicătând că vreau să vă remarc și trebuie să fie și asta evidențiați, că repede angajați tehnici nu o să avem. Majoritatea pe instanță sunt pensionari care vin să fie un arhivar sau chiar și așa dirigătoare. Nu găsești pentru că nimeni nu o să vină la salariu care este numit pentru personalul tehnic. Și eu consider că aici chiar trebuie de ridicat. Da, noi nu punem în discuție salariul judecătorului, dar pentru a fi o activitate a instanță și un judecător să activeze normal, sunt nevoie încât de alt personal care să satisfacă să fie o justiție mult mai bună. Asistentul are la 5.000 și ceva și știți că cei care se perfecționează în asistenți și deja este un asistent bun, el peste 2-3 ani se duce. Dacă îmi permiteți să nu sărim de la un subiect la altul. Dacă am avea discuții pe bugetul instanțelor, dacă dumneavoastră ați vrea să interveniți. Dumneavoastră ați spus despre cheltuieli și eu am vrut să accentuez. Unde se fac cheltuielile? Statistic, 80% din cheltuielile bugetare se duc pe salarii. Da? Nu se duc pe întreținerea clădirilor, noi nu avem investiții masive pe clădiri, noi nu avem investiții masive pe chirii, noi nu avem investiții masive pe, mă rog, servicii colaterale. Grosul e salarii, plus utilități, plus poștă. Da. Dar probabil în era de astăzi poate de gândit la măsuri alternative de citare. Eu vă dau răspuns la întrebarea asta. S-a vorbit și legislația este inclus că avocații toți să aibă poștă electronică. Poștă electronică și așa mai departe, să fie citați și cu cine ne ciocnim. Asta și e problema. Dacă luăm, trebuie să luăm lanțul tot. Eu nu am nimic împotriva la avocat, sau, dar dacă nu trebuie numai pe umerii justiției să cadă toată responsabilitatea. A judecătoriilor. Eu reprezint judecățile și nu vreau să spun... Bineînțeles că domnul Ploșniță reprezintă avocații. Da, bună ziua. Îmi cer scuze că intervin și eu, dar vreau să vă replic, stimată doamnă președinte, următoarele. Că atât timp și eu recunosc faptul că sunt responsabil de implementarea reformelor în justiție și, în general, de bună desfășurare a unui proces de judecată, au responsabilitate și avocații. Dar vin aici cu o mică completare. Atât timp când de bugetul țării noastre primiți bani numai dumneavoastră, haideți să punem responsabilitatea doar numai pe dumneavoastră. Din momentul când avocaților vor fi alocate surse financiare sub aspectul ăsta din buget, ar fi foarte bine și atunci toată responsabilitatea, adică integrală, va reveni și pe umerii avocaților. Referitor la raport, eu în primul rând mulțumesc organizatorilor pentru invitație, în sfârșit am văzut și eu care sunt cheltuielile pentru justiția din Republica Moldova și mă întreb, sunt multe sau puține? Cheltuielile sunt suficiente sau insuficiente? Desigur că putem să discutăm foarte mult la subiectul că nu sunt suficiente cheltuielile astea, dar având în vedere situația economică, financiară din Republica Moldova, având în vedere bugetul, având în vedere nivelul de viață cetățenilor din Republica Moldova, eu consider că sunt suficiente sursele financiare despre care noi vorbim astăzi, mai ales că, adică să avem în vedere că 80% sunt pentru salarizare, sunt suficiente pentru bună desfășurare a procesului de, a unui proces de judecată, adică a justiției în ansamblu, să spunem așa. Așa. Eu nu cred că autorii raportului ăsta sau autorii, să spunem, proiectul ăsta și-au pus ca obiectiv să medităm asupra faptului suficiente sau insuficiente. Probabil că și-au pus doar scopul de a prezenta o analiză comparativă a celor alocări bugetare, comparativ cu țările europene, comparativ cu media europeană și așa mai departe. Deci eu consider că ei și-au atins obiectivul. Acum să vorbim puțin despre avocați.
Este mare sau mic numărul de avocați și scăderea asta de la 1911 la 1875. Eu personal, ca președinte al Uniunii Avocaților și cred și Consiliul Uniunii Avocaților, nu suntem îngrijorați de numărul ăsta de avocați, ori astăzi avem, adică chiar la ora actuală, avem 1936 de avocați. Adică mare scădere, micșorarea numărului de avocați nu avem în țară. Mai mult decât atât, avem 469 de avocați care acordă asistență juridică garantată de stat. Cei 469 mai au încă 11 avocați publici și așa mai departe, 60 de parajuriști. Și vreau să spun că ăștia 469 acoperă integral. Noi nu avem absolut nicio problemă. În orice caz, n-am fost sesizat de nimeni că avocații de asistență juridică garantată de stat nu acoperă. Dar să revenim la remunerarea lor. Putem noi să avem calitate cu remunerarea cei care o avem? Categoric nu. Din 2008 până în 2018, remunerarea avocaților de asistență juridică garantată de stat nu a fost majorată. Noi am ajuns la o situație batjocoritoare, eu aș spune de ce, fiindcă avocatul lucrează 3-4 dosare, pisă la 5 dosare, el deja nu mai este remunerat. El prestează serviciul, dar nu este remunerat. Deci eu nu sunt îngrijorat de numărul de pretinsă scădere a avocaților, adică cu până la 1875 și așa mai departe. Sunt niște probleme. Dacă noi vrem ca profesia de avocat să fie atractivă, dacă noi vrem să ne reamintim de perioada sovietică, când eu am venit în avocatură și când cuvântul care era pronunțat de avocat în ședința de judecată avea o pondere și avea o importanță foarte mare, atunci statul ar trebui să încurajeze profesia de avocat. Ce avem noi astăzi? Noi astăzi avem niște prevederi legale care, fără supărare în adresa judecătorilor și procurorilor, orice procuror, orice judecător, eu niciodată n-am făcut calificative la general, dar orice judecător procuror compromis în profesia sa de judecător sau procuror, el vine în avocatură, își are un refugiu în orice moment, fiindcă el vine fără a susține examenul de calificare, fără a sta în fața comisiei, este suficient să fie demisionat din funcția anterioară, adică să fie demisionat, punct. Și cu asta sfârșesc toate emoțiile și toate examenele lui. De ce eu consider că statul ar trebui să încurajeze promovarea ideii Uniunii Avocaților despre ce că orice judecător, orice procuror care vine în profesie de avocat să vină cu susținerea examenului. Și să nu-și imagineze că profesia de avocat este ceva simplu. Profesia de avocat este o profesie foarte complicată și necesită dedicație, dedicație personală zi de zi. Totodată consider că statul ar trebui să vină sub aspectul de încurajare a tinerilor, fiindcă noi astăzi urmărim un proces de îmbătrânire a profesiei de avocat. Și statul ar trebui să vină cu încurajări, sub aspectul de exemplu. De ce în alte profesii, de ce în alte situații, antreprenori și așa mai departe, mici antreprenori, ei iau o scutire de la plata impus cu condiția că investesc în anumite mijloace fixe și așa mai departe. De ce avocații tineri, cei care vin de pe băncile instituției, n-ar putea fi scutiți la plata impozitelor pe o perioadă de timp? De ce noi considerăm că statul trebuie să încurajeze avocatura pentru a transforma într-un actor important, așa cum este, la înfăptuirea justiției? Și totodată aș fi vrut să mai menționez sub aspectul finanțării avocaturii. Trebuie sau nu trebuie să finanțată avocatura? Nu cred că asta ar fi o întrebare retorică. Astăzi, la asistență juridică garantată de stat, unde fiecare avocat, număr de 500, are obligația de a avea 80 de ore de instruire, noi avem finanțat la buget cât? 147.000 de lei. Încercați, calculați aproximativ la cât ajunge suma asta de 147.000 de lei anual. Și aia este la dispoziția Institutului Național de Justiție. Eu nu am dreptul să intervin cu propunerea acolo, eu am dreptul numai un singur, să asigur numărul de avocați care se participă la ce. Deci eu consider că cu anumite segmente din raportul ăsta nu sunt de acord, am expus, deși nu sunt de acord sub care aspect, doar sub aspectul că statul, de fapt, nu încearcă să încurajeze profesia de avocat. Și atât timp cât noi spunem că avem doi actori a justiției, este procurorul și este avocat, haideți să-i comparăm. Fiecare dumneavoastră, judecător, procuror, mergeți acasă și încercați să-i comparați. Și atunci o să vedeți care este situația. De fapt, statul ultimii ani ce a făcut? A încurajat o anumită profesie, profesie de procurori, fără a se gândi la faptul că sunt studii care demonstrează cât ar trebui să fie procurori la cap de locuitor și așa mai departe și așa mai departe. Deci asta este concluzia mea și asta este tot ce am vrut să vă spun și vă mulțumesc pentru atenție și mă scuzați, vă rog, dacă eu ce v-am spus mai mult decât trebuie. Dumneavoastră, ca avocat, ca președintele Uniunii Avocaților, eu chiar v-aș ruga câteodată să vă mai duceți în proces, mai vedeți cum activează unii avocați. Eu nu spun că avocații nu trebuie să fie remunerați. Toți în țara asta trebuie să fie, începând de la derecătoare și terminând cu președintele țării, trebuie să fie remunerați. Dar știți, uneori mi-e rușine când vine un avocat și spune, da, sunt 364, nici nu spune cod prim sau cod de procedură penală. Și da, e pus pe seama justiției să facem toate cheltuielile, dar trebuie să fie o stimă și o înțelegere corectă.
Eu, dacă îmi permiteți, chiar vreau să reproșez fără supărare. Eu, de fapt, merg foarte frecvent în instanțele de judecat și ascult cum pledează avocații. Da, recunosc că n-am fost la Edineț, n-am fost la Briceni, n-am fost la Ocniță, recunosc lucrurile astea. Dar, în principiu, practic sunt în toate instanțele de judecat. Dar vreau să mă întreb și eu pe mine o întrebare mai retorică. Atunci când domnul judecător spune, domnul avocat, vă rog foarte frumos în trei cuvinte, și un avocat nu spune, solicit admiterea apelului. Eu spun despre ce? Noi toți trebuie să ne înțelegem. De ce? Eu am spus că noi trebuie la diferite niveluri, inclusiv zona din nord a țării, să inițiem discuții colegiale între judecători, procurori și avocați, ca să înțelegem, să încercăm de a ne înțelege menirea fiecărui din noi în proces de înfăptuire a justiției. Nu vă spărați, vă rog. Eu niciodată n-am crezut niciodată că cifrele pe numărul avocaților pot ridica problema calității acestora. Mulțumim. Dacă îmi permiteți, vreau să fac câteva remarci. Eu observ că această analiză deja își face efectele scontate, fiindcă trezește discuții și dezbateri care, de fapt, de mulți ani ar trebui să aibă loc în rândul judecătorilor, avocaților și procurorilor în formulă mixtă, ceea ce a încercat și câțiva ani în urmă să facă și misiunea Norlam prin organizarea celor două conferințe anuale a actorilor justiției. Și atunci, țin minte că la una din tematicile discutate, în prezența 50 de avocați, 50 de judecători și 50 de procurori, a fost bunul simț, bună credință, colaborarea și stimă reciprocă în profesiile îmbrățișate. Eu am să iau partea bună la aceste discuții și observ că, deja fiind faptul că reprezint Ministerul Justiției, eu aș vrea să încep cu aceea că s-a menționat mai devreme că 80% din cazurile penale ar fi cele soldate prin procedurile simplificate 364. Cunosc foarte bine ce înseamnă această procedură, însă eu nu m-aș, să spun așa, bucura sau lansat în vederea faptului că atât de eficient examinăm cauzele penale prin prisma 364. De fapt, eu consider că 80% este un număr îngrijorător de mare pentru a se examina cauzele penale prin prisma acestei proceduri. Ori în raport cu rata de sentințelor de condamnare la 97%, ne punem întrebarea cât de eficient și cât de complex au examinat cererile cu 364. Eu nu pun la îndoială faptul că este alegerea persoanei care depune cerere de a fi examinată în baza la 364, dar și din experiența mea personală, eu consider că procedura 364 de multe ori este mult prea formalizată, astfel încât devine mai mult o comoditate pentru majoritatea celor implicați în proces decât în sine ca eficiența actului. Ministerul Justiției și-a propus mai multe acțiuni ce ține de simplificarea justiției, dar și nu știu dacă 364 ar fi cea mai indicată metodă ca coeficient. Eu sunt în totalitate de acord cu privire la necesitatea revizuirii termenilor de examinare a cauzelor. Într-adevăr, și aș vrea aici să invit judecătorii să vină cu propuneri concrete în vederea măririi acestor termeni, astfel încât să asigurăm o balanță între calitate, între responsabilitatea asumată la examinarea unei cauze și calitatea pe care o așteptăm cu toții. În ce ține de procedura de examinare în fața curților de apel? În totalitate, și când am fost avocat și în cadrul mai multor mese rotunde, am vociferat nu odată că curtea de apel ar trebui să-și revizuie modul de examinare a cauzelor. Este imposibil, nu că 50, dar și 20 de cauze, același complet de dimineață până la orele 12, este imposibil să asiguri o calitate și să dai cel puțin percepția cetățeanului că a fost auzit, ne mai vorbim de faptul că nu asigur dreptul avocatului și a părților în proces de a se expune pe deplin. Ne mai vorbim de faptul că instanța de apel este o instanță de fond care trebuie să examineze și în fond și materiale și rejudecarea cauzei în baza materialelor. Ori tot noi cheltuim dublu atunci când cauzele sunt trimise de Supremă din nou la rejudecare. Ce ține de cheltuieli pentru citarea publică? Aici sunt de acord că aici este o responsabilitate a tuturor, ține și de a ne educa în mod reciproc cu privire la citarea electronică. Mi-aduc aminte că în mai multe cauze, când era imposibil să asigur citarea unei persoane, îmi asumam și eu rolul în calitate de avocat de a trimite citația recomandată și așa mai departe, deci astfel încât să eficientizăm lucrul. Ce ține de problema remunerării personalului? Într-adevăr, această problemă a fost discutată și la minister, dar pentru asta noi avem nevoie de o analiză amplă și inclusiv cu parametrii financiari, fiindcă aici impune implicarea Ministerului Finanțelor.
ce ține de remunerarea avocaților din contul statului. A fost discutat încă săptămâna trecută în cadrul Ministerului cu privire la necesitatea de evaluare a cuantumului avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat. Totuși, unica, la moment, unicul, să spunem așa, document, analiză din partea Consiliului Național de Asistență Juridică Garantată de Stat, care a parvenit la Minister, ține de mărirea salariilor personalului organizatorico-tehnic. Deci așteptăm totuși o justificare suplimentară ce ține, ca să putem justifica în fața Ministerului Finanțelor, fiindcă Ministerul Justiției foarte bine înțelege necesitatea remunerării echitabile în raport cu munca depusă. Și în ultimul rând vreau să punctez faptul că datele prezentate astăzi constituie un prilej de a ne întâlni, de a discuta și invit actorii justiției ca să fie mult mai conlucrativi și să prezinte informații în scris Ministerului, astfel încât noi să putem face tot ceea ce depinde de noi. Mulțumesc mult, doamna secretar de stat. Eu înțeleg că în ceea ce privește salariile judecătorilor și procurorilor, obiecții nu sunt. Rog să vorbiți. Atâta timp cât le raportăm la venitul mediu pe țară și salariul mediu pe economie, evident că nu putem să avem la momentul careva pretenții, cu atât mai mult, cum s-a expus și domnul președinte a Uniunii Avocaților. Deci, în moment am vrut doar să punctez câteva aspecte importante referitor la 364 prim. Deci, din practica mea, deci eu pot să spun că din cazurile care mi s-au examinat, în 2017 am respins 20 ceri de examinare 364 și 20 cauze penale. 8 cauze penale s-au soldat cu achitarea persoanelor. Și în acest aspect aș vrea să atrag atenția că cu precădere la cazurile penale care merge în procedură generală scot în evidență acele omisiuni care au avut loc la fază de urmărire penală. Și aici este și unul din avocați prezent care poate confirme, datorită faptului volumului sau ofițeri de urmărire penală cât și procurori, deci nefăcând lucru calitativ, neasigurând dreptul la un proces echitabil la fază de urmărire penală, în instanța judecată, mai ales ședința judecată preliminară, se transformă într-o fază distinctă de urmărire penală. Când avem 10 de cereri care nu au fost soluționate la fază de urmărire penală și ulterior odată și procurorul repede o transmis dosarul în instanța judecată, deci și plângerile care sunt la judecători de instrucție se declină în competență și vin în competența judecătorilor instanțelor de fond. Iată aici are loc tergiversarea cea mai mare a cauzelor penale. Pentru că la prima vedere, într-adevăr, este o situație foarte bună, datele statistice arată foarte bine, deci termen rezonabil, dar de acest termen crește din contul, deci fie a împăcării victimilor, victimul cu inculpatul, fie 364 prim și avem foarte mari probleme la dosarele care merg în procedură generală. Aici ar trebui să atragem atenție sporit. În ceea ce privește termenele, eu cred că procedura simplificată există și în alte țări, foarte pe larg aplicat. De fapt, în ce scuze că intervin, foarte multe ori, chiar în activitatea mea, inculpatul îl întrebam, de ce ai recunoscut la fază de urmărire penală? Păi, ca să-mi dai voi acasă. Uitați-vă la procuraturile specializate. Toți în încheierea acorduri de recunoaștere a vinovăției, cei sunt și domnii avocați, nu o să-mi dea voi să mint. Deci, ca persoana pleci mereu de acasă, acord de recunoaștere a vinovăției, ulterior, în instanța de judecată, evident, nu recunoaște fapta, sau parțial și apar probleme. Ceea ce am vrut să spun este alta, că bineînțeles că proceduri simplificate se aplică în alte țări, poate din alte considerente, poate din alte considerente. Dar cât timp durează de la transmiterea dosarului în judecat până la ședință și cât ședință au loc pe cele dosare? Asta trebuie să vă pună dumneavoastră, judecătorilor, procurorilor, domnilor avocați, pe gânduri. Atunci când ai 4, 5, 6 ședințe amânate pe același dosar, asta deja este o problemă. Și de aia eu cred că, îmi pare, regret că nu este doamna Moraru aici, Mihailov, ca să discutăm. Noi la CRJM de mult timp insistăm pentru concentrarea nu pe termenele de fixare a ședințelor, ci pe termenele pentru pregătirea cauzei pentru judecată, astfel încât într-o ședință, maxim două, cauza să fie examinată în fond. Și asta economisește foarte mult și din timpul judecătorilor, și din timp procurorilor, și din timpul avocaților, și din cheltuielile publice. Da. Dacă-mi permiteți, noi începând
cu anul 2015, de fapt, inclusiv Ministerul Justiției și Consiliul Superior al Magistraturii, instanțele de judecată, au avut parte de o colaborare foarte fructuoasă cu Comisia Europeană pentru Eficiența Justiției. Noi am fost beneficiari unui proiect sau program de cooperare, în rezultatul căruia a fost aprobată o listă de indicatori de performanță judiciară. Deci experții din cadrul Consiliului Europei au făcut o vizită sau câteva vizite în cadrul instanțelor judecătorești, au analizat situația pentru 5 ani, ultimii 5 ani, la acea perioadă, din 2010 până în 2015, la acel moment, și în rezultat au ajuns la concluzia că noi nu cunoaștem, de fapt, cum să măsurăm performanța pe care o avem și să prezentăm aceste date. Ceea ce prezentăm noi publicului larg, de fapt, nu denotă o analiză clară a performanței sistemului. În acest context, Consiliul Europei optează pentru un set de indicatori uniform, care să fie aplicați uniform pentru toate statele membre. Și în rezultat, Consiliul Superior al Magistraturii, în 2017, la sfârșitul anului, a aprobat o listă de indicatori de performanță judiciară, sunt 17 la număr. Acești indicatori au fost agreați cu toate părțile implicate, inclusiv și de experții din cadrul Comisiei Europene. O parte din acești indicatori care reflectă situația din programul integrat gestionarea dosarelor la moment, o să-i găsiți pe pagina web a CSM. Ei au fost publicați recent, sunt 5 la număr din cei 17. Cât de reale sunt datele de acolo, deja rămâne de văzut, fiindcă ține nemijlocit de modul de documentare, deci de dosarul electronic și de modul de documentare a programului integrat. Deci asta ar însemna că nu neapărat reflectă situația reală din sistem la moment. Ar necesita ca instanța de judecată să mai depună efort și să documenteze 100 de, sau 90 ceva de procente dosarul electronic. Ideea este că se recomandă o analiză în ansamblu a tuturor indicatorilor. Deci nu să reflectăm doar durata de soluționare a dosarelor, dar și rata de soluționare, sarcina per judecător, costul per dosar și alți indicatori, inclusiv și numărul de ședințe de judecată care sunt stabilite la sau planificate și desfășurate la fiecare dosar. Noi sperăm că în viitorul apropiat, ori pe pagina web a Ministerului Justiției sau pe portalul instanțelor, o să avem disponibil toată lista, cel puțin 15 din cei 17 indicatori, o să fie disponibil pentru publicul larg, ca să putem și noi avea o analiză în ansamblu a situației pe care o avem în sistem. Mersi. Mulțumesc pentru această remarcă foarte utilă. Trebuie să menționez aici un lucru. Dar foarte scurt. Și pe urmă, domnul Lupu ia cuvântul. Ceea ce vreau să spun următorul lucru. Noi ne-am uitat în cadrul acestei analize dacă cumva numărul de cauze care intră în instanță depășesc posibilitățile justiției de a procesa acele dosare. Și concluzia este nu. Adică, în principiu, cât cauze intră în justiție, atâtea și iese. Coada cauzelor care așteaptă examinarea în Republica Moldova nu se mărește și nici nu scade. E stabilă. Adică noi nu putem să vorbim de o supra-solicitare organică a sistemului. De aceea, când am spus aici termenul de numărul de cauze intrate, era aproape cu numărul de cauze ieșite. Adică numărul de cauze care intră și care iese era același, ca remarcă la ceea ce a spus dumneavoastră. Domnul Lupu. Da. Bună ziua. Livia, da. Da, Mihai Lupu, avocat. Deci, eu am dreptul moral să spun și din partea judecătorului activ în 13 ani în calitatea respectivă, dar vreau să vă spun că una din aspectele care posibil dumneavoastră nu le-ați abordat referitor la tergiversare, deci problema specialiștilor. Nu a asistenților, fiindcă asistenții au lucrurilor, sunt remunerați nu chiar așa cum trebuie să fie, dar uitați, a judecătorie, centru, să luăm așa, sediu centru. Sunt doi interpreți. Unu. Noi avem dosarele penale care judecătorii încă le examinează, care le-au rămas în restanță, deci amânările, un dosar cu 17 inculpați, se deja stergiversează din cauza că nu interpret. Deci, probabil că asta e o problemă care Ministerul Justiției trebuie să o discute, fiindcă... Poftim?
Nu e problema numai în judecătoria centru, dar asta se vede și la Curtea de Apel. Curtea de Apel Chișinău e cea mai problematică, practic, fiindcă probleme la examinarea cauzelor în prima instanță, noi, avocați, nu prevedem, chiar și cu examinarea și cu deci termenii care... Dar Curtea de Apel Chișinău, practic, e cea mai mare problemă. Când dosarele în prezent se numesc la aceeași oră câte 5-6 dosare și avocații vin, părțile vin, se începe nervozitate, se începe probleme și se amână practic toate. Deci mai rapid, clar că se examinează, nicătând la faptul că se numesc toate într-o zi cele cu procedură specială, unde sunt măsurile de reprimare examinate. Referitor la specialiști, vreau să vă spun că asta e o problemă care nu o să fie soluționată. Peste un an noi să avem alte date statistice. Fiindcă judecătorul n-a să poată asigura un proces, fiindcă sunt foarte mulți vorbitori de limba rusă, deci acum chiar un dosar care e paradoxul cu un cetățean sirian, e mai operativ să examinează decât cel care e interpretul din rusă în română. Deci fiindcă Ministerul Justiției asigură din cei care au licență din limba arabă, vin câteodată câte doi la procesul respectiv. Asta ar trebui să luăm în considerație. Deci, eu am vrut să adaug, aici a fost o discuție dintre judecători și procurori și ține de eficiența justiției. În general, eu la centru nu am probleme cu citarea atunci când persoana este reprezentată de un avocat. Pentru că mandat este poșta electronică, este numărul de telefon, la noi dosarele se scanează, se expediază încheierea pe poșta electronică avocatului sau se telefonează, se face telefonogramă. La noi este o problemă atunci când, și sunt foarte multe cauze, când cererea este depusă împotriva unei persoane fizice, dar nu este sistemul ăsta de înregistrare și de evidență a cetățenilor. Pentru că, de regulă, persoanele au viză de domiciliu natală, dar locuiesc pe altă adresă. Și atunci când se începe această procedură de citare, tu asiguri, dai 2-3 luni pentru asigurare, dar dacă citația se restituie cu titlul nereclamat, tu altă adresă nu ai unde să-l citezi pe această persoană. Adică automat se amână ședința de judecat. Și aici, dacă ar fi, spre exemplu, ca în România, în Germania, această evidență, această documentare a persoanelor fizice și în cazul în care la moment noi avem acces la registrul de stat al populației și vor fi toate aceste adrese indicate, nu ar fi o problemă de citare. Dar eu cred că aici trebuie deja un alt mecanism, ce ține cu Poșta Moldovei și cu evidența persoanelor fizice. Și într-adevăr, noi la centru la moment avem doar un singur interpret. Chiar avem cauze în legea 87 și ține de termenul rezonabil de examinare a cauzei și din cauzele care noi le examinăm, vedem că în alte sedii, în cauze contravenționale, penale, de foarte multe ori se amână ședințele de judecată din lipsa unui interpret și acesta duce la încălcarea termenilor de examinare a cauzei. Dar eu nu aș vrea să mă pronunț pe acest aspect, eu cred că aici e o chestiune de ține de administrare a instanței, o problemă a managerului, pentru că, mă rog, sunt mai multe posibilități. Scuzați, eu cred că managementul instanței, în ce privință, președintele, dacă are doar un interpret, el poate încheia contract de prestare servicii cu un interpret licențiat. Altă întrebare, că el poate nu are bani în buget stabilit, dar poate interveni cu un demers la Consiliul Superior al Magistraturii și spune, dați-mi bani adăugători, că eu am doar un interpret în instanță. Și eu închei un contract de prestări servicii cu un interpret care și se poate de hotărât. Într-adevăr, asta e chestia președintelui, întrebări de management. Eu am pus întrebarea în privința salariilor judecătorilor. Nu ați spus că e greu de discutat în contextul economic din Republica Moldova. E adevărat, e greu de discutat, dar vă rog să vă uitați la cifre reale. Republica Moldova în 2018 avea al doilea cel mai mic salariu de remunerare a judecătorilor. Eu nu spun că e vorba de o creștere, trebuie să ai bloc o creștere spectaculoasă sau de altă natură. Într-adevăr, PIB-ul din Republica Moldova este printre cele mai reduse și bugetul este cel mai mic.
dar întotdeauna există spațiu pentru discuții. E cert că numărul judecătorilor din Republica Moldova e greu de solicitat să fie crescut. Și eu cred că chiar dacă lucrul ăsta va începe să fie discutat, Ministerul Finanțelor niciodată nu o să accepte mărirea cheltuielilor bugetare la capitolul ăsta, fără cederi în altă parte. Și uitându-ne aici, probabil că primul lucru la care se uită la numărul procurorilor. Dar în ceea ce privește interpreții, e complicat, fiindcă salariul lor e stabilit în sistem unic de remunerare în sectorul bugetar, așa că de la interpreți n-ai cum să iei. Vorbesc de reducerea numărului eventual de procurori, creșterea numărului eventual de judecători, dacă se va ajunge la asta, deși eu nu cred că în viitorul apropiat astfel de discuții pot fi purtate atât timp că nu există o analiză profundă a eficienței sistemului de justiție și atât timp cât funcțiile vacante din sistem nu sunt splinite. Păi uitați, dacă noi suntem în ipoteza când s-ar dori sau s-ar impune necesitatea majorării salariului judecătorilor, trebuie să vedem și eficiența, adică sub aspectul ăsta, procurorilor. Și atunci am putea să spunem că putem să luăm de la articolul procurorilor și să transferăm în partea cealaltă. Asta este unul. Doi, fiind criticați atâta timp ultimii ani despre o justiție ineficientă și așa mai departe, eu cred că trebuie să ne oprim aici. Aici, la salariile care sunt salarii bune. Pentru un judecător sunt salarii bune, având în vedere și pachetul social care era un judecător și așa mai departe, eu cred că trebuie să ne oprim aici. Fiindcă subiectul ăsta nu de ce că eu sunt împotriva salariului judecătorului, Doamne ferește, eu sunt pentru ca tot să fie echitabil, dar spun că o să generez discuții inutile în societate. Numai o secundă ca să sfârșesc eu și acum, domnul moderator, îți spun. Așa consider că așa ar trebui să fie. Mulțumesc. Ca să mă înțelegeți corect, eu nu pledez pentru majorarea sau micșorarea salariului nimănui. Eu vroiam doar să deschid unele paranteze în contextul discuțiilor care le-am auzit, că ar trebui să fie mai mult, că eventual sunt cheltuieli mai mari, cel puțin pentru Chișinău, etc. Premize pentru, uitându-ne la acest coeficient, cât alocă Republica Moldova pentru justiție, este foarte greu de argumentat că e nevoie de alocat și mai mulți bani pentru justiție. Adică chiar dacă o să discutăm despre anumite... Atunci e foarte bine dacă nimeni nu cere mai mult salarii, prima dată când asta aud de la angajatori, de la angajați, dar asta e interesantă chestia. Vreau să spun doar următorul lucru. Când e vorba de justiție, probabil că am ajuns la acel plafon peste care va fi greu de trecut. Și trebuie să ne descurcăm cu resursele care sunt. Prin urmare, trebuie să administrăm foarte eficient resursele care sunt așa, încât ele să fie suficiente pentru o activitate foarte, foarte bună a justiției. Și aici mi-aduc aminte de Georgia. Și citarea. În Georgia nu se cheltuie mult mai mult pentru citarea decât în Republica Moldova. Dar la ei citațiile se duceau atunci cu poșta, cu DHL-ul. Fiindcă toată citația a fost scoasă la un tender public și a fost făcută o simplă achiziție pentru tot sistemul. Plus, agenții de parturare, care oricum umblă toată ziua prin oraș, au obligația să livreze citațiile. Și atunci s-au gândit la soluții administrative, tehnice, care nu implică cheltuieli foarte mult în plus, dar aduc un plus de eficiență. Dacă e vorba de citări. Plus, în ziua de astăzi, e greu de crezut că cineva are o poștă electronică și nu deschide dată la patru zile. O altă soluție eventuală care ar putea să fie. Și o sumedenie de alte chestiuni când e vorba de citare. Eu sunt sigur că noi vorbim acum de interpreți, dacă o discutăm cu procurorii, o spun că stați cea mai bună problemă la centrul de expertiză, cea mai mare problemă la centrul de expertiză. Eu sunt de acord că dacă intrăm într-o expertiză complexă, am ajuns. Așa că construcție și în contabilitate e 3 ani. O să cred că toți și o să atunci n-ar fi soluția să liberalizăm anumite tipuri de expertize pentru că ele se poate fi făcute de privați? Că oricum pentru expertize se plătește. Și asta ar grăbi, într-o oarecare măsură, procesele. Domnul
electronice. Cred că o să fie alt temă care dumneavoastră o să o gândiți și o să venim, cu propuneri concrete în chestiile astea. De ce spuneam chestia asta? Că doamna secretar de stat a spus foarte clar și respectat pentru judecători și procurori. Veniți, vă rog, cu propuneri pentru a ușura procesele de administrare în instanțele judecătorești. Dacă ele sunt, eu sunt sigur că la Ministerul Justiției cel puțin le vor primi. Nu știu dacă le vor accepta. Auziți, eu am lipsit un pic. Dacă o mărs vorba de interpreți, vă asigur că interpreții care sunt acum pe instanță, dacă se pensionează, noi nu mai avem interpreți. Și iar ministrul, doamna secretară, dacă ați fost, eu i-aș spus să scoată o bif acolo din legea asta cu interpreți. Că nimeni nu știe, că pentru că nimeni nu are licență în drept de limbă rusă. Și, dar la noi lumea cunoaște majoritatea, mai ales Nordul, noi a să avem mari probleme, că 50% sunt vorbitori de limbă ucraineană sau rusă și e problematic. Înțeleg că nu mai sunt întrebări sau dorințe de intervenție. Dacă nu sunt pe această notă pozitivă, sperăm să vă avem alături de noi și cu alte ocazii. Sperăm să ne urmăriți mai în continuare. Toate documentele care v-au fost distribuite dumneavoastră acum sunt deja pe site-ul crgm.org. Și le puteți lua în format electronic, mult mai util de utilizat. Vă mulțumesc mult încă o dată și să aveți o zi cât mai plăcut. Când vin din Mierțurile, ești așa corpul, ești corpul. Я очень люблю